Bun regăsit, dragilor, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carly Marian, iar în episodul de astăzi vreau să răspund solicitărilor voastre vis-a-vis -vis de combaterea puricilor sau afidelor. Așadar, foarte mulți dintre voi, în această perioadă, vă luptați în grădină și cu plantele de interior, cu acești mici indivizi, mici inamici, care pun stăpânire asupra plantelor voastre, dragi. De cele mai multe ori, eu vă recomandam insecticidele chimice, cele care oarecum au anumită influență asupra mediului, însă astăzi vreau să îți prezint cum poți să prepari tu acasă un insecticid cu elemente pe care le găsești în bucătărie pentru că astăzi nu vom găti și vom realiza un insecticid făcut acasă și cu eficacitate foarte bună asupra puricilor, așa nume a fidelor. Așadar, pentru acest insecticid realizat în casă, eu am porționat ingredientele pentru un litru de apă. Așadar, aici am o lingură de bicarbonat, o lingură de boia iute, am patru căței de usturoi și o lingură, voi adăuga o lingură de detergent de vase lichid. Dacă vei avea nevoie de o cantitate mai mare, evident vei mulți cu 5 dacă vei face pentru 5 litri de apă. Așadar, pentru 5 litri de apă, dacă vorbim că vei avea nevoie de un insecticid într-o cantitate mai mare, pentru că ai o grădină mare, de exemplu cu trandafiri care sunt afectați de purici, vei avea evident 5 linguri de bicarbonat, 5 linguri de boia iute, o căpățână de usturoi și 5 linguri de detergent de vase. Toate acestea se amestecă în apă se lasă la macerat și ulterior vei obține soluția cu care o poți aplica pe plantele care sunt afectate de purici. Așadar, haideți să fac și eu acest lucru, să vedem ce este. La final adăugăm și capacul. Agităm foarte bine soluția. Și o vom lăsa 24 de ore la macerat. Evident, a doua zi o vom pune într-un pulverizator sau într-un vermorel. Acum, depinde, evident, dacă folosești vermorelul și pulverizatorul, e bine să strecori toate cele care se decantează, astfel încât să avem o soluție cât mai fină și să poate fi pulverizată cât mai, mai ușor. Așadar sper să te ajute acest insecticid natural făcut în casă, nu va mai trebui să bați drumul până la farmacie vitosanitară sau să-l comanzi de pe internet, e ușor, facil de făcut, este eficace și evident protejează și mediul, ne mai acționând pe termen lung asupra mediului, pământului, apei prin o formă sau alta de poluare. Eu îți mulțumesc pentru vizionare. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, să îți fie de folos aceste informații și să ne revedem data viitoare cu noi informații despre îngrijirea pandelor.